A venit vremea rece și din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu simptome precum nas înfundat, rinoree sau strănut. Primul gând se îndreaptă rapid către este oare COVID sau o simplă răceală. Cum ar fi dacă aceste simptome ușoare ne-ar liniști pentru că ar fi un semn că ne dezvoltăm anticorpi, care ne protejează de forme mai grave de boală determinate de noul coronavirus? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Păi răceală e răceală, are toată lumea. Uite și eu, sunt nevaccinat și tot, și eu te tot umblu și am 76 de ani, dar respect treaba asta. Hai, curățenia, să fiu curat, să fiu spălat și tot. Da. Asta toată Europa e, numai că la noi în România, nu, asta e o greșeală, că zic că numai la noi în România și în Olanda, și în Elveția, tot cum mă, și aceeași chestie. Nu e că să zicem că e numai la noi. Asta e toată planeta asta, nu? O fi un virus, nu am făcut vaccinul, că asta mi-a miseria, trebuie să ies afară, să vin în țară, să ies, dar o fi un virus, nu zic. Eu până acum m-a ferit Dumnezeu, cred că vaccinul n-am răcit, și ce să vă spun. Rezultatele unui studiu realizat de Boston Medical Center sugerează că imunitatea dezvoltată în urma infecției cu alte tipuri de coronavirusuri poate fi de folos în infecția cu SARS-CoV-2 prin atenuarea simptomatologiei. Da, eu cred. Eu n-am purtat mască deloc. Și n-am avut nimic. Poate că probabil am trecut prin boală, dar nu se știe. Cercetătorii au evidențiat că 4 coronavirusuri diferite care sunt agenți etiologici pentru episoadele de varioze respiratorii obișnuite au o secvență comună cu noul coronavirus, iar persoanele care au avut mai des răceli, deși au fost testate mai frecvent, au avut o rată de achiziție a infecției COVID-19, similară cu persoanele care nu aveau răceli comune în antecedente. Totuși, s-a observat că persoanele care avuseseră răceli au prezentat forme mai ușoare ale infecției COVID-19 în comparație cu persoanele care nu suferiseră alte viroze respiratorii.